ștucă făcută de cornel. Ia dați-mi o bunătate. Deci, dar nu ne mințiți, nu? Nu sunt cuvinte. Super. Acum trebuie să mă adun și sare și niște pipier. Deci, fraților, cam așa arată. O să urmeze să umplem ștucile astea. Am pus ardei, morcov, mărar. De-abia aștept să gust, să vedem ce va ieși. Am schimbat tava, că era prea mică, avem ștucile astea, sunt cam mari și nu aveau loc până și în asta este cam... Da, nimic a făcut așa. Am pus-o cam strâmbă. O să fugă din... din tavă. Unde să fugă? Nu mai fugi acum. De ce o înțepe așa? Ca sunt proapii. Ce-a făcut aduce primăie? Următorul pas. Asamblarea ștucii. Ia să vedem poate reușesc ca așa să fie. Adică în patru, nu? Gen. Așa. Am să vezi ce mă pricep pe asta cu cusutul. Toată viața mi-am dorit să cos. Hai să vezi aici. Umpli o tucă, o cos eu. Puse ia cu rupse iața ca să-i repar. Suprafața. Mamă, mamă. Hai să vedem. O să trebuiască să-i fac ceva nod aici, a? Hai să facem și nod. Cred că să vezi ce mă pricep și la noduri și la toate. Gata. Asta e nod. Așa arată un nod făcut de un ghiț. Am făcut praf. Dacă sunt pescar. Pescar de meserie. Așa. Cornel. Ce? Mamă, de ce? Dar se simte deja miros. Miroase bine rău. Puse iacu, rupse iața. Mamă, dar ce bagă cornel în. Cea mai nesătulă ștucă. Te percep, da? Cred, nu știu. Eu încerc, știi că eu niciodată nu o să zic nu. E cam dezmembrată. Încep de aici? Da, încep de aici sau de la coadă? Nu, încep de aici. E poate bajin de aici, de. Bă, dar ce piele tare are. Hai, nu, dă la mine, ca să-ți arăt eu prima dată cum să faci. Deci pui așa, da? Și dai aici, da? A, și fac laț. Așa. Gata. Și tot laț, laț? Da. Dar să vedem dacă mă pricep. Totul e de aici, da? Așa. Așa. Și dai așa, da? Aha. Urma acolo, ca să strângă bine. Da? Asta e, eu prin greu și uit repede. Dă-te în partea. Așa. Și așa? Așa. De. Așa? Așa? Da, e bine așa. Așa, mă. Așa. Păi și n-am făcut așa? A prins pielea acolo, dar... Uite așa, tot mergi și în urma acolo. Și aici ce-i faci? Lasă cu o cuțit pe ușa acolo, în ipadă. Ca să o văd așa, dacă era făcută ca lumea. Dar prinde mai de mult așa. Da, iese pe urmă. Băi, băleș? Păi tiberitul e ăsta. Flambăm tot chitura, știu ca nu? Știu că e deja flambată. Flambată, nu? Cu ce? S-a flambat singură la soare. Ați văzut? Dumneavoastră sunteți la bucătărie aici, nu? Ce să văd? Cum a flambat... Cum a flambat ștuca. Da. Ea e deja gata, împănată acum. E împănată, e cu tot ce trebuie. Și coase și gâtul ăla, nu? Da, la urmă. Că la urmă, nu a fost desfăcută ca lună. N-a fost, pe asta trebuia decât un tăiată picat. Puțin, să poți și... Și trăgeam pielea și... Pielița, așa, să poți să... Da, să bagi. Da. Să trebuia să băgăm morcovul așa direct pe ea.
Lasă morcovul acolo că și trebuie să facă. Cel mai rău este că nu poți coase de la dreapta normal când se coase. Trebuie luată de aici, că altfel iese umplutura dacă nu e cusută de acolo. Da? A, e cu... E cu șmecherie. Da, sunt filat, vă pricepă și la croitorie. Eu? Da, a fost cornel, a fost cizmă. Pe vremea lui Pușcatu? Scoase în urma acolo ca să țână. Urechile sunt scoase? Nu, îi scot, că pe urmă trebuie să o cos ca lumea și acolo. Chestia, da. Ați mai făcut până acum aici așa ceva? Tu complută? Nu, am făcut în București la o festivitate din asta, tot așa. Dar multe, că te luase amețeala, nu-ți mai trebuia nici ciucă, nici de la oboseală. Eu sunt foarte curios să văd cum este. Foarte gustoasă. Da? Păi nu are ce să nu... Mai spune că eu n-am mâncat nimic azi. N-am mâncat nimic azi, e foarte bună pentru că deja ai aici legumele și pește. Și astea numai foarte puțin le-ați călit, nu? Nu le-am călit deloc. Nu le deloc, nu? Ați lăsat-o naturală. Așa, light, așa. Așa. Ca să se simtă gustul la natural. Că prin prăjări nu mai... Am pus un pic de ulei acolo. Așa, așa. Și băgată la... Îi mai dați... O mai împachetați în folie puțin? Nu. Gata, asta prima e aproape, gata, revenim și cu celelalte două. Folie, știți ce înseamnă? Se face mai repede. Îl pui tu ca o pui pardeul ăla, nu? Da. E retavă mai mare? Da, e retavă mai mare, da. Un pic mai mare. Asta e cam îngreșat-o un pic. Cornel e și doctor acum. A făcut o operație. Știi ce vreau să fac? La știștile astea două vreau să le tai capul, să le dau jos. Înțelegi? Pentru că nu mi-e încat în tavă. Și le tai fără cap? Da, le pui fără cap. De fapt, le pui fără cap? Da. Pentru că... au așa. Și aici le dau o căsătură frumos. Ia să văd, numai bine în cap. Exact a... Și numai bine în cap aici. Deci că e salam. Bine că nu tai numai. Salam de ștucă. Poți să-i pui capul ăla pe deasupra, ca să ieși, să fii tu mulțumit. Da. Păi băgăm capul pe... Bagă aici. Ia dă-i căsătură aici. Poți? Vezi, poate îmi dai în mână. Stai fi în sari. Când te văd cu mâinile astea de muieri. Bună seara, ce faci acolo? Știu că umplută sau? Da. Știu că umplută, doamnă, da. Parcă ziceți că faceți rață umplută. Mâine seara. Nu, rața o facem, o facem cu varul. Facem cu varul. Rață, există și rață umplută? Da. Rață umplută? Da. Cu ce? Cu ține orez jumătate și cu măruntaile din ea? Ăla da pe mașină, pe pota. Și cu ce mai e pe acolo? Picatul. Și... cam atâta. Miez de nucă? Și că... Miez de nucă? Da, să pun și miez de nucă. Dacă vreau să-i bucătar, poate că are altă. Asta e jucărie. Da, da, e jucărie. Și după... după aceea o umpli și o coși frumos și așezi în, pui și măraș și pătrunjel în compoziția aia și pom o pui în, într-o tavă unde ai pus o hârtie de copt cu mare și domnișor acolo și pune la... Aha. Cum înțep eu... Cârnații? Nu. Dar și cârnații se înțeapă, nu? Da, se înțeapă și cârnații. Știam eu ceva. Altfel prezdesc. Știam ceva, am văzut la bunica mea. Se pune și apă, dacă știți. Apă? Da, neapărat că ar avea nevoie de apă.
E uscată, multă apă să pune. Depinde ce cantitate de... Ai ce rupte și asta. Cărnița e de cărniță, cărniță e foarte mult apă. Da. Și a treia ștuculiță este aproape gata. Aproape gata și asta. Și pe urmă la cuptor. Pe urmă la cuptor, după care de-abia aștept să gust. Nu am mâncat nimic azi. Sunt rupt de foame. Poți să mănânci ștucă, nu? Cornel mă înjură că mi-a promis ștucă și știu că mă înjură și nu prea-i convine acum, dar... A promis, nu? Nu, Cornel? Și vedeți cât o să zic, dar Tiberiu, păcat că nu-i... Da, da. Mănânce și el. Am fi vrut, fraților, să fie și Tiberiu aici, dar... După cum v-am spus într-un video, acolo are ceva probleme cu maica sa de sănătate și... Na. Și treaba casa are. Și treaba casa are nu, și... Nu știu chestia asta, deci că... Erau mulți care îmi ziceau mie că eu m-am băgat, că eu v-am nu știu ce, că eu am băgat râcă, că eu v-am... Fraților, nu e nicio ceartă, nu e vorba de nimic, doar că trebuie să înțelegeți, mai sunt probleme de sănătate, oamenii treabă acasă. Nu e nicio treabă, o să înceapă filmările de săptămâna viitoare, o să-i vedeți în continuare acolo. Stați liniștiți! Dar na, lumea vorbește. Nu, să-mi dispun adevărul acum. În special am simțit nevoia să ies. E și normal să mai să te relaxezi un pic. Să ies să mă relaxez. Dar de fapt, uite că vezi și aici am venit la pensiunea asta. În loc să mă comand eu mâncare, nu. Am zis că mai degrabă fac eu mâncarea. Mânuțele mele. Știi cum ce mă știți? Cum mă știți voi pe mine, că n-am răbdare. Pune aca, ațănac. Repede. Repede, da. Gata. Repede, repede, repede. Vă mai spui, nu se cred. E neîndemânat ca și Tiberiu și ăsta. Dar nu zic nu. Imediat băgăm și ațănac, exact ce nu-mi place mie. Dar facem și pe asta, cum sunt. Pam, pam. Rup să-i acupu, să-i ața. Mă, ce-mi place melodia aia. Eu iau o pauză, mă, după leacă înainte. Du-te, iau o pauză, de aici mă descurc eu. Nu s-o să zic, de ce am luat pauză? Da. Dar nu poate să zică nimic. Cornel, fraților, a luat o mică pauză și trebuie să-l înțelegeți, pentru că vedeți și voi cam câtă muncă este aici, cât deranj. A, o cos eu, da? E sigur. Treaba ta. Dar să nu te aud după. Deci fii atent. Să vezi ce o să fac acum. Stă-te aproape aici ca să vezi cum o să cos eu ștuca. Pam, pam, pam. Deci continuarea de aici. Așa. Așa. Imediat. Îi dăm. Fie că trebuia să-l bag pe aici, nu știu, nu? Bă, mamă! Stai din gură să nu bată Cornel nimic aici. N-am făcut nimic. Așa cred, da? Cred. O trece prin ea. Stai din gură. Stai din gură că nu vede Cornel ce fac aici. Doamne, mă pui pe mine să fac ștucă aici. Așa. Așa cred. Așa e. O fac cum știu eu, acum. Cum faci aici? Uite și balamul. Da, nu mă pricep, mă. Nu mă pricep deloc. Ia unde mă, uite așa, ține mână pe amândouă bucăți, așa pune nebunală ca alta. Și ai băgat acul și ai tras. Eu, mă, eu cu mâinile cele de. Așa, cred. Așa, nu? Cred. Hai, vrei să desfaci și doroșiu care e. Așa. Îi dau mai repede, știi, ca să nu mai stau să iau centimetru cu centimetru. Așa. Așa. Păi, din gură. E aproape la fel. E aproape la fel, dar din gură. Poți să te mănânci. Eu mănânc? Stai din gură, băgăm așa, pac, pac, pac. Uite și rar, dă-mi mă că scăpi repede.
Stai din gură, gurnele, că nu vezi. Te faci și tu, că nu vezi. Așa. Uite, zici că nu le am eu. Uite ce frumos, uite, ia fii atent, apropie aici ca să vezi. Uite cum a făcut Cornel și uite-te cât de bine am făcut, uite-te și tu, e în linie, e ce trebuie. Fii atent, uite-te și tu, bucătar șef, uite-te, zi-mi tu ce. Și mamă, un pic și gata. Dai capul ăla și acolo cusătură în față. Îi tai capul, da? Da, așa, că a început să iasă smârcăzul, să se... Hai să nu smârcăzi. Așa. Așa, l-am terminat-o și acum ce-i fac? Îi tai de aici ața, nu? Și când nu tai cuțitul ăla și am pus bine și-a tăiat. Și aici ce-i fac? Dai capul ăla. Îl tai de tot? Da. Nu capul. Nu capul nici an. Aia, că acum mi se lipește aia de mână. Și acum trebuie să o coși aici, nu? Da, cu asta și acolo. Cum am văzut în partea aia. Da. E clar. Gata. Păi, trebuie să-i fac nod aici, nu? Stai din gură, stai din gură, că nu se vede. I-am făcut nod. Stai. Dă-mi repede așa. Gata. Vezi? Pac, pac. Gata. Vezi? Ce le am? Da. Să nu mă pricep eu. Ești spirit. Sunt spirit. Spiritul sunt eu. Uite-te ce bine arată. Și acum urmează... Etapa? Etapa finală. Băgatul la cuptor. Vrei să mai punem și roșie ceva? Da. Vrei să tai eu roșia? Stai să o spăl un pic. Ajunge una? Ne-a cam prins și noaptea, dar... Decât una? Dar le strâng, cum să nu le strâng? Hai să nu le strâng eu. Dar nu-i băgăm ceva în gură la ștuca asta? Da, măr ceva? Da, da. Măr băgăm, da. Îi băgăm castraveți. Uite castraveți. Adică nu e piper, am văzut niște castraveți aici. Și acum urmează să băgăm la cuptor. Punem roșiile. Deci, a început chiar de cum se simte mirosul de mâncare. Deci, fraților, n-am mâncat nimic toată ziua, sunt rupt de foame. Aș mânca și tu ca aia așa, fără să mai bage la cuptor. Ia dă-mi și mie un pic de roșii. Ai văzut? Păi cum să n-am iei idei? Da. Să nu. Asta e ștucă, se zice că ștucă e răpitoare. Dar asta e un altfel de ștucă. Asta e vegetariană. Ați văzut? Ștucă vegetariană. S-a băgat în roșii. Singura ștucă care mănâncă roșii. Nu peștișor, nu carne, nu... Așa, și acum cu verdeața aia? Verdeață deasupra și direct la cuptor cu ea, nu? Așa. Hai să vedem cum arată și cu verdeața. Așa, așa mari. Mamă, ce bine a început să arate.
cuptor acum. Direct la cuptor acum, nu? Da. Așa arată ciuca noastră înainte de a o băga la cuptor. Acum o bag numai că la asta am tăiat capul cu nucă pe antavă. Și acum am pus tot ce trebuie și le bag la cuptor. Și să mergem cu ea la cuptor. Mamă, ce bine arată. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Deja s-a și încins cuptorul. Ciuca noastră la cuptor. Să așteptăm cam cât se ține la cuptor. La cât grade e cuptorul ăsta? 40 de minute. 40 de minute. Da, cam atât. Mai pregătim și o mică gustărică înainte de a face cuțitul ăla de afară. Să-ți aduc cuțitul ăla care am tăiat eu ceapa. Care e ceapa? Păi atunci mă duc să ți le aduc ambele. Cred că ăsta este. Cred că ăsta e, nu? Ăsta e. Nu e ăsta, e ăla mai gros, ăla mai tare. Ăsta e mai tare, ăsta e singurul mai tare. Deci pregătim aici o mică gustărică înainte, o mică cam mare gustărică. Cine poate să mănânce atât? Pește afumat, mai exact scrumbie, nu? Scrumbie este. Da. Deci doamna Rodica ne-a pregătit aici toate bunătățurile posibile. Mă, cum arată și focitura asta. Nici aici nu am stare. Deci, Cornel a plecat la costa din pădure să gătească în delta, fraților. Deci, uite ce... Mamă, te sapuri de apă după scumbia asta. Aici ați licri. Licri de ce sunt ticrele astea? De scafandru? Nu, e de porc. Icre de porc, da. Mamă, ce bine arată. Bă, dar n-am cum să nu mănânc, eu nu pot să stau dacă să filmez. Aș mânca aici, aș lua din fiecare. Și, uite, și brânză avem de pește aici. Brânză de pește, auzi? N-ai mâncat niciodată brânză de pește? Bă, care vreți să veniți aici în zonă să mâncați totul tradițional? Deci veniți la doamna Rodica, că nu știți ce pierdeți. O să vă lăsăm aici în descrierea videoului o adresă de la pagina de Facebook, un număr de telefon. Mamă, ne-a adus doamna Rodica și vin alb, nu mai plecăm acasă, doamne. Și vin alb. Asta, deci. Păi și ce facem acum, mă, Cornele? Ce? Brânză. Ce mâncăm, mă, Cornele, înainte? Ia uita și voi. Da, să tăiem niște brânză, da? Dar ce tăcută. Deci e bine arată. Aoleu. Și brânza asta. Aoleu. Doamna, dar aici e mâncare pentru 10 persoane. Serios? Ce bine arată! Mamă, cum arată! Dar ce bine miroase! Încă 10-15 minute și cred că e gata, nu? Ce părere aveți? Cum se prezintă? Da, în 10 minute o să fie gata, cu siguranță. Ia să o probăm dacă mai iese zeamă din ea. Da, mai lăsăm. Da, Dar oricum trebuie lăsate la în tavă ca să facem ele. Le lăsăm un pic să rumenească 7-8 minute, după care le scoatem. Deci, scumbia și am mâncat scumbia și un casă. Mamă, cum este. Nici nu e așa. Păi au rămas acasă, că au ceva de primat.
Ce? Brânză? Și bag unguri toate, uite așa, culegi o și eu. Așa. Cam asta e. Aici mergem la masa afară. Să ne mutăm la masa afară. Gata, revenim de afară. Ce și faci, nu? Eu și spiel tot. Mă pun să dorm după ce mănânc. Spiel tot, asta e brânză de vacă. Asta e de capră. Hai, eu deja. Nu să ne puși așa. Hai, tăi, puși. Ce bine arată. Puși, 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 puși. Arată, 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 bine, 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 bine. Bine, 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 bine. Pregătim masa afară, după cum v-am zis, că este... O lingură mare. O lingură mare. Cam așa arată masa afară aici. Facem loc, că nu mai încăpem aici. Doamna Rodica ne-a pregătit aici toate bunătățurile. Tradițional, pentru cei care mă cunosc, gătesc doar tradițional. Doar tradițional, să și vedeți, și nu pot să mă abțin de șunca asta e... O du-mama aici. E bună rău de tot. Haideți, poftiți la masă. Gata, este aproape gata, nu? Haideți. Până să termină. Deci, prieteni, înainte de a se face ștuca, luăm o mică mare gustărică, după cum se vede. Da. Suntem aici de domnul Cornel și de doamna Rodica, pe care ne-a pregătit ceva. Deci, tot Cornel. Așa că încercăm să gustăm din bucatele astea tradiționale. Sunt făcute așa la mama lor. Deci, pește limodat peste cap. Pește limodat peste cap. Eu l-am tăiat. Cum e bun. Dar nu zic de șuncă cum e. Eu am ceam cu șunca. O brânză de capră. Grătar. Roșii, ceapă, brânză. Acolo e o... ceva. Tătutură dobrogeană. Azi, doamna Rodica, că ne pregătește ceva înainte de masă să gustăm. Și vedeți cam câtă gustărică a pregătit. Aici e pentru 7 persoane, nu pentru... Vrei să pui și tu? Nu, să-mi pun și o să știu că... Dacă doriți să veniți în zona asta, veniți cu mare toată încrederea. Cu toată încrederea, pentru că vedeți la fața locului cum se gătește. Nu, ce bine. Și dacă vreți, puteți să vă băgați voi în bucătărie, să faceți. Nu știu acum dacă o să fie ca tine, strică bucătăria. Dar eu nu le-am cu gătitul, eu le-am mai mult cu mâncatul. Da. Cineva trebuie să și mănânce, nu? Normal. Domnul Cornel. Veniți cu mare drag. Cu mare drag veniți aici, că se merită. Deci la, merită. La domnul Cornel și la doamna Rodica, la Constantin și Elena, se numește pensiunea. Dacă așa veniți la Dunăvățul de jos, să știți exact unde este, îi găsiți foarte simplu. O să o las în linkul videoului o descriere cu tot. Cu pagina de Facebook, cu număr de telefon, îi puteți contacta de acolo dacă doriți să veniți în Delta. După cum vedeți, sunt niște oameni deosebiți. Noi am rămas puțin surprinși. Probabil nu s-a așteptat nimeni, nici Cornel, nici eu. Deci sunt niște doar oameni... nepotul care v-a cunoscut, v-a recunoscut. Da, da. Cum l-ai recunoscut? Doar ce? Cum l-ai recunoscut? Da, am intrat în curte și am zis să mă așez acolo și m-am uitat în dreapta. Și l-ai văzut? Da. Dar de unde îl cunoști tu? De pe YouTube. Uite, acum fac cu mine la masă. Ai onoare. Hai, să aveți poftă. Fraților, luăm o mică gustărică și revenim cu ștuca la cuptor pregătită de Cornel. Exact ce îți place ție. Hai, să aveți poftă. Mulțumim. A ieșit? Cum arată? Mă gândesc, dar cum arată, cum arată, vă să cu ce miros. Mamă! Fraților, voi știți cum miroase? Mamă! De-abia aștept să mănânc. De-abia aștept. Ia uite-și. Ia pune aici ca să se vadă bine așa. Mamă, ce bine arată. Ha. Mergem acolo la masă? O tăiem aici sau acolo? Ia ziceți doamna Rodica. Aici? Aici savurăm noi prima oară și apoi ducem afară. Deci, vedeți, ștuca asta are în gură o roșie. Băi, Cornele,
Să scoatem așa de geam. E un pic fierbinte, știi? Mamă, dar ce bine miroase! A rămas coada aici. Cine mănâncă coada? Are nimica. Mamă, ce bine arată. Ia să vedem. Trebuie să răcurească un pic. Da, să zic, taie mai bine, nu? Da. Te atunci las un pic să se răcească și o tai după. Altfel... Hai, dar uite, trebuie să se taie și așa. Cornele? Paule. Mamă. Deci, miroase atât de bine. Nu atât de bine. Nici nu vă imaginați cum miroase. Aici trebuie și ceva, că asta e grețoasă, vreodată, nu? Ești lămâie, chiar. Pregătim aici să punem pe farfurie. Cum, bă, dar arată atât de bine, dar acolo că ai tăiat deja, dar uite-te aici. Cum se pare? Da, cum mi se pare, cum mi se pare, dar ideea este că știi cum miroase? Cum? Mamă, ia cheamă pe doamna asta. Doamna Rodica! Ia veniți! Ia gustați! Ia gustați așa, să dați o notă. Da, nu ne mințiți, îmi spuneți adevărul. Doamna Rodica se pregătește aici să... E foarte bună. Nota 20. Mulțumim. Ia gustă, mă. Ia să gust și eu. Ia gustă. E gust de aici, că eu mi-e mega în foame. Gustă, mă, de acolo. Ce? E așa un pic. E frică că nu-i ajunge. Dar asta e porția mea, nu? Da. Ha, să fie ta, hai. Ia să vedem. Hai să-i mai punem una, că nu-i ajunge. Să-i mai punem una? Mie nu-mi place deloc. Nu-ți place? Mamă, cum e. Cum e? Mai punem una? Nu mai! Mamă, dar serios, chiar e bună rău de tot. Vin alb. Hai cu vin alb. Cu vin alb. Da. Cu aghiază. Vin alb. Mamă, dar ce bun e. Ar fi bine să guste și niște persoane de pe aici. Hai să luăm pe cineva să ne guste, să guste de aici. Haideți, doamnă, doamnă Rodica, că dumneavoastră cunoașteți aici. Așa, ia. Să ne dea, domnul Cornel. Nu. Ia, stați puțin aici. Domnul Cornel, da, să spuneți adevărul. Da, să nu ne mințiți deloc. Să nu stați, ia vă stați acolo. Să ne spuneți așa cam. Domnul Cornel este domnul patron de aici, nu? Da. Știu că a făcut-o de Cornel. Ia dați-mi o bunătate. Deci, dar nu ne mințiți, nu? Nu sunt cuvinte. Super. Ați mai făcut? Bănesc că da.
La e pentru prima oară. Da? E super concentrația. Hai să mergem, hai să mergem aici la... La oameni. Mamă, am prins ăstea, se aude. Hai să luăm la rând pe aici, pe aici. Dacă să guste așa. Aici, doamnă, nu acolo, aici. Bună seara. Să rămână. Haideți să gustați, să ne spuneți o părere. Lasă drag așa. Păi de aici așa. Lasă drag așa. Ce e aia? Ce să se ascundă? Ce? Ne e rușine că bem o bere după știucă? Ce faceți? Împingeți prăjituri pentru știucă? Ia vedeți, doamnă. Ați gustat? Nu, vă lăsăm pe dumneavoastră prima dată. Hai că te-am văzut eu când ai mâncat. Dar nu ne mințiți. Nu. Să zic adevărul. Că lumea că am vorbit dinainte și nu e bine. Adevărul. Eu vreau să... Mă rog frumos, nu mă intimidați. Șef Pontea. A, nu. Scărlătescu. Că e singur. N-a zis o paia cu mânuța, că să mănâncă peștele. Furculița. Este știu că umplută, dragă nepoată, și nu să mănâncă cu mânuța, să mănâncă cu furculița. Bun. Belea. Foarte bună. Deci cam ce notă merită, Cornel? 10. Cu felicitări. Le dai cuțitele? Nu ți-e foame. Le dăm cuțitul de aur. N-am. Cuțitul de aur. N-am. Da, exact. Singura chestie. Așa, fiecare spune. Sare sau... Sau piper. Da, foarte bun. După gust. Da, nota 10. Foarte bun, nu bun. Cristina, nu vrei? Nu vreau că am ca prăjitură să fac rău. Să-ți deși bună e. Ha? Gustă, mă, să vezi că ai să stai la noapte, încerci tu că umplută, de unde mă tu să-ți ia? Ia, vedeți. Dacă puteți dați mâncare un pic mai încet, da, vă rog. Că nu e de copyright. Cred că vin tata tot. Sunt curioși. Ai pus crezi. I-a făcut toată viața. Nici nu am mâncat niciodată așa ceva. Ca toată viața lui mai studion și... Toată viața am cu mâncare la tir, ia să vedem. Pus crezi mâinile la bucătărie, îmi pare foarte rău. Bun? Da, este bună. Bun. Nu bun. Dacă mai vreți sare sau piper ceva sau... Da. Ce zici tu, cred? Da. Ce mai trebuie? Cineva să o mănânce. Ia ziceți. Sare sau piper, da, nu? Dar nu ne mințiți. Foarte bun. Sigur? Da. N-am mâncat niciodată. E prima dată când... E prima dată când am făcut știucă. N-am mâncat prea bun. Da? N-am mâncat prea bun. Dar foarte bun. Și este... E crescut la știucă? Și ce trebuie la asta? Un pic de ketchup picant. Ketchup picant? Sau vin alb? Da, ceva. Îi trebuie ceva. Da, un vin alb. Un ketchup picant pe margini ca să întind. De miser. Un ketchup picant e măsa. Ia, da și la domnul aici să fac. Da și la bărbat. Mulțumim. Să guste. Deci, doamne, ziceți că e bună, nu? Foarte bună la bărbat, adică eu stau și vorbesc și alea și... Băiatul, băiatul. Felicitări, tată. Bravo. Bravo ții. Ia gustă. Deci chiar că... Fac de mic copil mâncare, dar... Opriți muzica aia, gata. Ce mai trebuie? Bun. Da? Sens, un pic ca să ia greața trebuie. Poate un pic de sare dacă mai e. Și un pic de lămâie. Sau lămâie, sau un ketchup picant, ceva ca să... Un pic de podea, ceva, un pic de... ca să deci, mai poftă, nu? Merge cu vin alb. Cu vin alb, un castravete acru, tăiat, un lămâie, ceva, o... și e extraordinar. Dar e făcută foarte bine. Deci foarte bine, crocantă, e... Eu am zis că prima dată că sardei un puțin n-am văzut. Bravo, bravo bucătarul. Am zis că sardei un puțin tăiat. Dar foarte bine. Hai. Eu oricum nu le-am cu peștele, dar... Faceți o excepție de data asta. Nu zi, este foarte bun. Da. Și să zicem... Acum, da, sincer, nu trebuie să ne minți. Dacă bei și mată oțuic făcut de bine, de un meseriaș... Uite acum, dă-mi un păhărel. Ai niște aghiazmă. Nu mă pari, mă ce pari. Dă-mă de acolo din cafete, de la aparat de cafete este un bord. Ia ziceți. Asta că avem ce. Cum e? Ei, bă, vorba lui Cuscu. Puțină lămâie. Puțin mai ardei, așa, puțin mai piper, mai condimentat. Acum am după gust. Bucătarul. Ei, dacă mata ai făcut mâncarea asta, ia o țuică făcută de un meseriaș. Dar nu de el. Nu,
Pui dacă e bună, nu minți. Mai sănătate. La sănătate. Și îi faci reclamă, Giacoda, dacă îi faci așa, pui amurță. Giacoda. Eu zic coniacul aruncăm. Serbă și sufletul. Oh, 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 oh. Bă, nu știu, dacă nu mai făcea. Asta e penicilină, domnule. Dacă luam în aici... Penicilină. Penicilină la sticlă. Dacă te apucai înainte, făceai crab, nu mai făceau și eu. Îmi luați și dumneavoastră, vă pun și dumneavoastră. Dă un gust de aici. Ia, dă-mi să gust de pe nu... Dar mai iei de filmat? Nu crezi că mai e frică că nu mai apuc? Cum este? Mamă, e... E bună. Bă, o zim cum se duce. E tescovină de otonel. E bună. De asta e bună înainte de masă, un păhărel e... Așa, două udești. Da, da. E perfect. Fiecare cu antrenamentul lui, cât da? Poate să ducă. Deci una peste alta, ziceți că vă place? Da, luați la două, vă mulțumim foarte. Deci o notă? 10. Domnule, v-am spus, puțin acreadă dacă era, ceva, ori lămâi, ori ceva castraveteaclu. E da, fenomenal. Deci e fenomenal. Perfect. Da, aia după gust. Vă mulțumim mult. Numai bine, sărătate, o seară bună. Seară frumoasă. La rață. Mulțumim, mulțumim, la fel. Să rămână, doamnă. La revedere. O seară bună, așteptăm rața mâine. Nici nu am terminat bine. Deci nici nu am terminat bine și doamna deja așteaptă rața. Ați auzit, doamna Rodica, cine a zis? Nici nu au terminat bine să guste din ștucă și ne-au zis că se gândesc la rață, da. Mâine. Ia. Și în cele din urmă, la urmă gust eu. Bucătarul ultim, dar tu trebuie să guști primul. Ha? Ia zi. Cum e? Da. Da. Un pic de lămâie trebuie. Un pic de lămâie. Da. Și un pic de sare, adică na, după gust. Bă, dar e super. Super, super. Doamna Rodica, în continuare cu treaba aici, cum a stat deloc, nu contează că e patroană, că nu e patroană. Deci lucrător de rând. Vasele se spală în continuare. Doamna Rodica, ne mai primiți pe aici pe la dumneavoastră? Da, cu cea mai mare plăcere. Deci, așteptăm cu drag. Și gătim alături. Deci dacă mai doriți și vreți să veniți la doamna Rodica aici, la pensiunea Constantin și Elena, puteți să ne spuneți și un număr de telefon dacă vrea cineva. 0754 da? 212 661. Sunați, faceți programare și veniți aici. Ați auzit? Da, că nu o să postez clipul ăsta, să fiți sigur că o să vă sune o grămadă de lume. Deci dacă doriți și vreți să veniți în Delta, fraților, mă așteaptă doamna Rodica aici cu brațele deschise, să știți că sunt niște oameni deosebiți, lăsând gluma la o parte, am râs, am făcut ce am făcut pe aici, dar sunt niște oameni deosebiți, noi sincer nici nu ne așteptam că o să ne primească așa, nu ne cunoșteam dinainte ca să le spunem oamenilor despre ce este vorba, dar nu să... Nu ne cunoșteam, uite cine ne cunoșteam, nimeni ne cunoșteam. Vă așteptăm cu drag. Fraților, eu am gustat, am... Deci nici nu am cuvinte, deci e formidabilă ștuca. Dacă nu mâncai înainte, cum mâncai acum ștuca asta? O să mănânc acum după ce terminăm prima dată, o să mănânc ca lumea, ca să pot să mă satur, că aici am stat mai mult de vorbă. Prieteni, nu uitați să apăsați un subscribe la doamna Rodica, vă așteptăm aici în Delta dacă doriți. Sunt alături de Cornel, nu uitați să-i dați și lui un like la Cornel și Tradiții. Tiberiu și Cornel, dați și acolo un subscribe, pe Ionuț Ghiță, un comentariu, un like, orice, puteți să vă spuneți părerea. Vă pupăm și vă dorim o seară frumoasă tuturor. Ați văzut că am muncit toată ziua aici. Eu mai mult cu filmat. Vă pup și aveți grijă de voi.